Marius Ingenia și bine ați venit pe canalul meu. Am aici un tabloaj pe care mi l-a făcut cadou Alexandra. Găsiți canalul lui Alexis Hayat în cutiuța cu descriere. Duceți-vă la ea pe canal. Este surioara mea și de-aia vă invit să vă duceți la ea pe canal. Și astăzi vreau să vă vorbesc, așa cum ați văzut din titlu, de un subiect foarte delicat. Un subiect... Înainte să încep cu acest subiect, vreau să vă spun că eu sunt persoana care a inventat, să spunem așa, inventat dieta Janina. Dieta Janina este un percurs de educație alimentară. Este un percurs în care persoanele învață să mănânce bine și să aibă un echilibru pentru toată viața, nu doar o lună, două, cât slăbește și după aia iar o ia de la capăt și iar se îngrașă și iar. Persoanele care stau în dieta Janina învață să mănânce sănătos pentru toată viața. Așa cum am spus mereu, nu înseamnă că nu o să mai mâncăm pizza, cartofi prăjiți, prăjituri și alte cele niciodată. Dar înseamnă să ne educăm și să avem un echilibru în tot ceea ce privește alimentația. Dieta Janina nu face numai asta. Dieta Janina vă urmărește zi de zi. Eu personal sunt prezentă pe WhatsApp zi de zi la orice mâncare în care vă ajut și vă susțin nu numai la nivel de alimentație, dar și la nivel psihologic. Pentru că este foarte, foarte important să ai pe cineva lângă tine care te ajută să înțelegi de ce mănânci într-un fel, de ce ai nevoie, de ce ți se întâmplă asta și... Eu n-am avut pe nimeni lângă mine și a fost foarte, foarte greu. Dar persoanele care sunt urmărite de mine reușesc să ajungă la obiectivele lor fără să aibă ideea aia de dietă. Se trezesc fără kilograme, schimbând doar felul de viață, alimentația, mentalitatea. Persoanele care stau în dieta Janina, la un moment dat, nu-și mai dă seama că stau la dietă, pentru că fac chestiile în automat, natural. Mâncarea nu mai este unicul obiectiv al zilei acestor persoane. Obiectivul lor sunt altele, să se distreze, să stea cu copiii, să facă ceea ce lor le place, nu mâncarea. Mâncarea trebuie să fie ultimul lucru în psihologia noastră. Noi când mâncăm, trebuie să mâncăm pentru a ne hrăni. Nu trebuie să trăim ca să mâncăm. Trebuie să mâncăm ca să trăim. Deci mâncarea trebuie să fie combustibilul nostru, benzina noastră, nu unicul scop în viața noastră. Și cine vrea să fie urmărit de dieta Janina, găsiți în infobox e-mailul unde puteți să-mi scrieți și de vorbă. Astăzi vreau să vorbim despre un subiect, cum v-am spus, foarte, foarte delicat. Din păcate, eu am suferit de această patologie. În primul rând, haideți să mergem să citim ce înseamnă bulimie. Bulimia nervoasă este o dereglare digestivă caracterizată prin hrănire în exces, recurentă, urmată de un comportament compensatoriu. Cea mai obișnuită formă practicată de mai mult de 75% dintre oameni care au bulimie nervoasă este vomare autoprovocată, uneori numită curățare. Post folosirea unor în plus folosirea unor laxative, clisme diuretice, precum și printr-un antrenament prelungit, sunt și ele obișnuite. Cuvântul bulimie derivă din latină, în fine, deriva din origine grecă, știam eu, că mănânci ca un bou. Vreau să adaug eu că bulimia are și consecvențe de patologii foarte, foarte urâte. Astăzi vreau să vă fac, cred, o confesiune.
să vă spun ceva de care nu vreau să zic că nu sunt mândră, face parte din experiența mea de viață și cred că ceea ce am făcut astăzi este de folos mie și este de folos și persoanele pe care le urmăresc și mai ales voi că vă uitați la mine, pentru că eu am suferit de bulimie nervoasă. Hai să începem cu începutul. Anul trecut, în 2016, s-au întâmplat două chestii în viața mea pe care nu le-am suportat, care m-au dus la un moment dat de o depresie foarte, să spunem așa, o depresie de care nu îmi dădeam seama, dar care mă făcea să stau într-o stare foarte, foarte proastă. Adică eu, o persoană foarte pozitivă, foarte optimistă, aveam momente în care eram distrusă psihologic. Nu reușeam să mai am ritmul ăla care plec eu tare, puternică. Și asta, chestia asta mă copleșea zi de zi, pentru că nu reușeam să regăsesc optimismul, pozitivitatea de care am avut, pe care am avut-o întotdeauna în toate momentele dificile. Singura cură, singura alinare pe care o aveam era mâncarea. La un moment dat s-a întâmplat că intram în bucătărie și mâncam un măr. După măr mâncam vreo 3 banane. După banane mâncam o bucată de brânză. După brânză mâncam vreo 3 merendele. După aia îmi puneam și îmi făceam lapte cu biscuiți. După aia pregăteam o farfurie de paste. Mâncam, dar nu în toată ziua, într-o oră. Așa mi se întâmpla că eu, Janina, nu reușeam să mai controlez mintea mea. Eram ca un robot care băga orice găsea în bucătărie, luam și mâncam într-una, una după alta, una. În mintea mea spuneam, ce fac eu? În momentul în care spuneam, Janina, ajunge, nu mai mânca, continuam să mănânc, nu reușeam să mă controlez. Știu că se întâmplă la foarte multe persoane chestia asta și este ceva foarte, foarte frustrant, foarte depresiv, pentru că în momentul ăla tu nu reușești să-ți controlezi corpul. Pur și simplu mănânci necontrolat. Și chestia e că nu o făceam o dată pe săptămână sau de două ori, o făceam la două zile, la o zi. Era ceva ieșit din controlul meu psihic. Nu reușeam pur și simplu să mă controlez. La un moment dat, când mâncam așa foarte mult, mi-era rău. Și ce făceam? Mă duceam în baie și îmi provocam vomitul. La început, începuse să mă îngraș foarte mult înainte să-mi provoc vomitul. Mă îngrășeasem foarte tare, cred că mă îngrășeam vreo 20 de kilograme în foarte puține luni. În momentul în care am început să vomit, mă îngrășeam, dar foarte puțin, pentru că chiar dacă vomiți și mănânci ciocolate, maioneze, chestiile astea nu reușești să le elimini și oricum corpul tău își ia numai chestii foarte urâte. La un moment dat, pielea mea a început să se usuce foarte tare, mă durea foarte tare ficatul, pielea mea total, peste tot, începuse să fie foarte uscată. Nu știu dacă știți că în ultimul timp eu mă duc foarte des la dentist din cauza problemele astea pe care am avut-o anul trecut, din cauza faptului că îmi provocam vomatul, mi-am distrus dinții, pentru că acidul care se găsește în stomac, ridicându-se înapoi, intrând în contact cu smaltul dinților, faci carii, ți se distruge dinții. Deci, tot timpul ăla care eu îmi provocam vomitatul, mă îngrășam oricum, îmi distrugeam pielea, îmi distrugeam dinții, îmi distrugeam ficatul, până când, la un moment dat, pe 1 ianuarie 2017, am ieșit cu iubitul meu, cu fostul meu prieten de acum, adică cu prietenul meu de atunci și fostul de acum, să facem o plimbare în centru. La un moment dat, mi s-a întâmplat ceva foarte, foarte ciudat. Foarte
dramatic pentru mine. Inima mea a început să-mi bată extrem de tare. Mă simțeam, nu ca atunci când fugi sau știu, o bătaie de inimă de frică. Exact asta e senzația care aveam. Frică foarte, foarte puternică. M-am simțit corpul meu ca și cum s-ar... Nu mai am controlul. Nu reușesc să mai controlez mușchii, fizicul. Absolut nimic. M-am uitat la Marco și am spus, trebuie să mă așez, că mă simt extrem de aiurea. Și în momentul în care m-am așezat, eu într-o secundă, mi-am văzut toată viața trecând repede așa prin fața ochilor mei. Am avut o frică. O frică din aia atât de tare, atât de urât, atât de terificantă, teribilă, înfricoșătoare, încât mi-am zis, Doamne, ce fac eu cu viața mea? Am ajuns la 120 de kilograme și eu mă îndrept spre moarte. Nu am decât 40 de ani și eu îmi provoc moartea. Pentru că asta faci. În momentul în care mănânci, fără să te controlezi, fără să ai controlul asupra sănătății și vieții tale, te duci spre moarte. Chestia care este, oameni buni? Că moartea ta duce durere la foarte multe persoane în jurul tău. Și eu asta nu puteam să o permit. Nu puteam să dau altă durere copiilor mei, părinților mei. Nu era ceea ce eu vroiam pe pământul ăsta. Eu nu vreau să las durere, eu vreau să las iubire, vreau să las un semn de bunătate, de ceva făcut bine în viața asta. Și din momentul ăla am zis, eu trebuie să schimb viața mea. Cum am schimbat viața mea? Pentru că eu până atunci am făcut milioane de diete. Cum am schimbat viața mea? Nu spunând că eu sunt la dietă. Simplu, mi-am schimbat stilul de viață. Am eliminat uleiul, am eliminat zahăr. Eu m-am pus acolo încet, încet să mă ajut psihologic, să ajut mintea mea să se învețe la ceva sănătos, nu la o obligație. Pentru că în momentul în care spui, sunt la dietă, gata, durează o săptămână și după aia iar o iei nebun. Pentru că dieta e restricție, psihologic și pe hârtie. Deci, voi, când faceți orice fel de dietă, chiar și dieta Janina, vă aștept să intrați în dieta Janina, pentru că noi lucrăm sub pe faptul psihologic, pe faptul de educație alimentară, nu de restricție alimentară. În momentul în care începi un percurs de stil de viață sănătos, se schimbă totul. Pentru că la un moment dat te trezești, după câteva săptămâni, că faci lucrurile în automat, nu mai e o restricție, e ceva natural pentru tine. Și repet, asta nu înseamnă că trebuie să nu mai mâncați cartofi prăjiți toată viața sau torturi sau alte minuni. Înseamnă să îți educi creierul pentru a nu te îngrășa niciodată, să te educi în așa fel încât să ai echilibru în ceea ce faci. Pentru că dacă noi consumăm un anumit număr de calorii și ne băgăm dublu, nu are cum corpul nostru să le elimine. Și ce face? Le așează pe aici, pe acolo. Dar dacă tu ai echilibru în ceea ce mănânci, nu te îngrași chiar dacă mănânci o pizza sau mănânci cartofi prăjiți. De aia trebuie să învățăm să ne echilibrăm în tot ceea ce facem. Acum vreau să mă întorc la persoanele care suferă de bulimie. Bulimia este o boală, nu este o glumă, este o boală foarte urâtă, care duce la depresie, care duce la sinucid, care sunt adolescenți care se își fac rău singuri. Nu o luați ca o chestie ușoară.
adresați-vă specialiștilor, vorbiți cu părinții voștri, începeți încet, încet să schimbați stilul vostru de viață, eliminați uleiul de mâncare, eliminați toate produsele care conțin zahăr, începeți să beți apă, vedeți că încet, încet se schimbă stilul vostru de a mânca și concepția de vomitat. Dar e foarte, foarte important să vă adresați unui specialist. Vorbiți cu părinții voștri. Faceți pentru voi asta, mâncarea. Nu vă duce nimic bun în viața voastră. Asta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dați un share pe Facebook sau unde vreți voi, ca să ne asculte și ceilalți, pentru că e important să persoanele să știe că nu sunt singuri, că se pot adresa specialiștilor, părinților, fraților, surorilor. Nu sunteți singuri, oameni buni. Și cine vrea să fie urmărit în dieta Janina, găsiți informațiile în infobox. Urmăriți-mă pe Instagram, Janina Italian Style, dați un like și ne vedem la următorul video. Ciao!